cei care au fost atunci la spectacol își amintesc fiecare moment. A fost prima oară când am văzut lasere, în realitate a fost prima oară când am văzut atâta lume adunată într-un loc, în realitate, și a fost o muzică extraordinară. Esența show-ului, dacă vrei, pentru mine este momentul în care artistul rămâne singur pe scenă, un premier și o tobă mare și începe dansul ăla de la Billie Jean. A fost prima oară când am văzut isterie în România. A doua zi, starul a vizitat leagănul de copii Sfânta Ecaterina. A fost extrem de emoționat când o fetiță a dăruit un album făcut de cei mici în cinstea lui. Sanda Gangevici privește încântată imaginile de atunci. Cea care l-a impresionat pe Michael dăruindu-i albumul este fica ei. Aici Alice, pentru că copiii din leagăn nu prea vorbeau limba engleză, atunci am folosit copilul propriu ca să-i ofer acest cadou. Un album cu fotografie alb-negru, cu figuri de copii, foarte expresivă și foarte frumoasă, și un album cu desene făcute de copiii din Leiden. La plecare, starul a făcut o donație. Din banii lui s-a făcut un loc de joacă pentru copii. Este singurul lucru ce ne-a rămas în afară de muzica lui. Leagănele lui Michael Jackson. Așa a rămas numele acestui parc de joacă după ce artistul a investit aici $10,000 în leagăne ecologice. Toți bucureștenii și-amintesc că era cel mai frumos parc de joacă din București. În ultima zi de ședere, în România, regele Pop a filmat alături de polițiști români videoclipul piesei Police Walk. Îmbrăcat în uniforma românească, i-a dat polițiștilor indicații regizorale. Patru ani mai târziu, regele muzicii pop se întorcea în România pe 13 septembrie 1996. Deși a ajuns cu 48 de ore întârziere, starul a fost așteptat de aproximativ 1000 de fani care stăteau răbdători în ploaie. A doua zi a vrut să-i reîntâlnească pe copiii din orfelinate pe care vizitase în urmă cu 4 ani. De această dată, starul a fost întâmpinat de sosia lui în miniatură, care i-a întins artistului un CD. Concertul a avut loc tot pe Stadionul Național, unde a fost așteptat de 70.000 de oameni. Concertul lui va rămâne pentru fanii din România un reper. Nimeni nu mai văzuse până atunci un spectacol atât de mare. Ne-a oferit astfel un termen de comparație, iar pentru asta sutele de mii de fani încă îi mulțumesc.